Acuzații grave vin dinspre USR spre PNL. USR acuză că directorul general adjunct al Direcției Antifraudă Târgu Jiu, numit de PNL, s-a folosit de bazele de date ale instituției pentru a aduna ilegal și abuziv informații despre politicieni, jurnaliști și oameni de afaceri din județul Gorj. Iar printre țintele directorului Gabriel Florentin Ninu se numără și deputatul de Gorj, Radu Miruță. USR solicită conducerii PNL să spună pe ce criterii a fost susținut un astfel de personaj în funcții de conducere din ANAF, iar ministrul PNL al Finanțelor, Marcel Boloș, să clarifice public câte cazuri similare celui de la Gorj au fost descoperite de corpul de control. Am pățit-o și eu, am observat zilele trecute într-un raport de control al ministrului de Finanțe că, într-un mod ilegal, într-un mod abuziv, directorul antifraudă a scormonit în baze de date căutând lucruri cu care să mă agațe. Nu a reușit să găsească nimic decât să observe că există în politica din România oameni care fac bani și fără mamă, și fără tată, și pe fără contracte cu statul, și fără a fi acordați la pixul unui politician. Sunt oameni care au ales să intre în politică după ce au învățat și sunt oameni care câștigă bani din ce au învățat. Un astfel de om nu a ajuns acolo printr-un concurs, nu a ajuns acolo în urma unor rezultate profesionale deosebite, a ajuns acolo din pixul unui politician PNL care folosește instituțiile statului român în scopuri malefice, astfel încât să caute parametrii cu care să hărțuiască pe cei care îi fac opoziție politică. Am formulat o solicitare către ministrul de Finanțe să ne spună pe ce criteriu un astfel de om a putut fi numit politic, cât de mult controlează Ministerul de Finanțe ceea ce se întâmplă în instituțiile din subordine, dacă astfel de oameni cu astfel de lucruri se ocupă, care sunt măsurile luate împotriva acestei persoane pe cale ierarhică. După răspunsul respectiv, în funcție de conținutul lui, voi merge și către parchet. Tudor Polac, deputat din partea Partidului Național Liberal, bună seara, vă mulțumesc! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație! Sunt în linie, ați ascultat aceste acuzații care vin din partea USR spre Partidul Național Liberal. Care sunt comentariile dumneavoastră legate de aceste afirmații? Stimată doamnă, acum nu știu, am văzut că a apărut această știre, am văzut reacția domnului Miruță. În schimb, nu înțeleg în contextul, dar ce legătură are Partidul Național Liberal cu această știre? Vă spun sincer. Pot să înțeleg. Dacă s-a întâmplat ceea ce domnul Miruță reclamă, faptul că un oficial al ANAP l-a verificat fără niciun fel de scop, doar de dragul de a-l verifica, da, mi se pare un lucru extrem de grav. În schimb, nu înțeleg ce legătură și care este legătura, în afară de ce a creat în mintea domnului Miruță, între persoana respectivă și Partidul Național Liberal. Faptul ați văzut că au fost o serie de întrebări lansate în plan public? Ascultați-mă puțin. Vă rog, pe vă rog. Faptul că domnia sa speculează și încearcă să lege numele respectivului cetățean de Partidul Național Liberal este un lucru cu care USR-ul ne-a obișnuit, fiind într-o disperare extrem de mare datorită încrederii extrem de reduse pe care cetățenii o au în acest partid. În schimb, mai departe de atât. Dacă domnul în cauză a făcut acel control nejustificat și ilegal asupra domnului Miruță și asupra altor cetățeni, din punctul meu de vedere și cred că din punctul de vedere al tuturor colegilor din Partidul Național Liberal, domnia sa va trebui să răspundă în fața legii. Și cred că cu toții ne dorim acest lucru. Mai departe de atât, nu înțeleg ce legătură are aceasta cu Partidul Național Liberal. Domnia sa pune niște întrebări în plan public. Pe ce criteriu a fost susținut directorul general adjunct al Direcției Antifraudă Târgu Jiu, numit de PNL? Pentru că, susține domnul Miruță, nu a ajuns acolo printr-un concurs, pe de-o parte, și pe de altă parte întreabă dacă se știe că ar mai fi și alte cazuri similare descoperite de corpul de control. Aceste întrebări, acum bănuiesc că ministrul de Finanțe, în cel mai scurt timp, va răspunde acestor întrebări. În schimb, în continuare vă repet, acum să știți că eu știu ce înseamnă să faci opoziție și eu, uitați, sunt în Partidul Național Liberal de foarte mulți ani și am făcut și foarte mult timp opoziție. În schimb, acum, dacă un director de la ANAF, fie că este el membru al unui partid sau nu este membru al unui partid, face ceva ilegal, răspunde pentru acel lucru. Nu înseamnă că întreg partidul sau nu mai știu cine este responsabil de acțiunile unui om. Și cred că aici puteți fi de acord cu mine. Da,
Domnul Miruță spune că într-un mod ilegal directorul antifraud ar fi scormonit lucruri cu care să-l agațe. Ce părere aveți? Nu știu acum dacă era un... Dar nu, n-aș vrea să mă opresc. Știți care e problema? Spre deosebire de domnul Miruță, eu unul cred în justiția din România și în sistemul de justiție din România. Vedeți, dacă la USR cineva este acuzat de ceva, cu siguranță acel lucru este un dosar politic făcut de PNL și de PSD. La, în cazul meu, oricine este până la urmă urmii anchetat, din punctul meu de vedere, justiția trebuie să ne spună dacă este sau nu este vinovat. Eu nu sunt în măsură să mă pronunț. Nici nu știu, am văzut această știre, cred că aproximativ acum jumătate de oră. În schimb, ce pot să vă spun cu maximă siguranță, este faptul că, ca de obicei, USR-ul vrea să arunce cu vina asupra ori a Partidului Național Liberal, ori a Partidului Social Democrat, tocmai datorită faptului că nu reușește să găsească nicio soluție la niciuna dintre problemele cu care cetățenii români se confruntă și s-au confruntat în ultimii ani de zile. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult.